Strategii de ascultare activă, clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Ați avut vreodată impresia că nu sunteți ascultați când vorbiți cu cineva? Important e de știut însă că și ascultarea se deprinde. Pentru o comunicare reală sunt necesare următoarele atitudini. Interes, atenție, implicare, cooperare. Nu ne uităm la ceas când prietenul nostru ne răspunde la întrebarea, ce faci, chiar dacă ne grăbim. Vă propun să ascultăm primele 2 minute din etichete, fragment, din ora de dezvoltare personală cu Cătălin Stoica. Intrați pe YouTube. Pe urmă veți reveni la această resursă. După ascultare, ne propunem să identificăm sensul global în textul audiat, să punem întrebări referitoare la text, să extragem informațiile esențiale. Sensul global al fragmentului de text audiat este: ne grăbim să punem etichete. Reascultăm până la minutul 1:28, apoi extragem informațiile esențiale și punem întrebări. Informație. Emitem judecăți de valoare aproximativ la 7 secunde după ce am cunoscut un om. Întrebare. Cât de reală e aprecierea unui om făcută în primele 7 secunde? Judecata de valoare este diferită de judecata de realitate. Alte informații. Mintea noastră este responsabilă de producerea celor 2 tipuri de judecăți. Judecata de realitate are legătură cu realitatea. Judecata de valoare ne aparține. De cele mai multe ori e negativă. Întrebare. Are legătură starea sufletească cu judecățile de valoare pe care le emitem? Putem deveni conștienți că mintea face asta. Pune etichete. Vă propun o evaluare sau autoevaluare, să ascultați episodul 1, Hai Sus, tot cu Cătălin Stoica, și să evidențiați ideile principale transmise și sensul global al mesajului. Mulțumesc!